Clopoțelul a răsunat astăzi în toate școlile, anunțând începutul unui nou an de studii. Îmbrăcați la patru ace și cu buchete de flori în mâini, elevii liceului Principesa Natalia Dadiane au venit la festivitatea de deschidere a noului an școlar. De departe, cei mai emoționați au fost bobocii, care au pășit pentru prima dată pragul școlii, curioși să-și cunoască noii colegi, profesorii, dar și instituția unde vor învăța în următorii ani. Toți au avut parte de un adevărat concert cu dansuri și cântece, organizat chiar de elevii de la această instituție. Peste 1000 de copii au venit la careul solemn care a fost pregătit ca la carte, cu dansuri, cântece și poezii. Mulți dintre elevii relaxați după vacanță erau încă somnoroși. Emoționați, micuții care au pășit pentru prima dată pragul școlii spun că au așteptat cu nerăbdare această zi și că știu deja multe lucruri interesante. Am citit un fel de carte care se numește Ce știm despre corpul uman, de la 7 până la 12 ani. Noi sub ochi avem un fel de glandă lacrimală. Apoi profesorii rând pe rând și-au luat elevii de mâini și au plecat în clase. Toți elevii au participat la ora de dirigenție dedicată celor 100 de ani de la publicarea poemului Limba noastră, scris de Alexei Mateievici. Pentru a promova limba română, fiecare om trebuie să fie, întâi trebuie să fie patriot, apoi să vorbească corect, iar ultimul lucru de atunci în limba, să nu se rușineze să-și vorbească limba în alte state. Directoarea liceului spune că instituția nu duce lipsă de cadre didactice, iar elevii vor fi instruiți de pedagogi profesioniști. 19 profesori deținători de gradul didactic superior, 24 de profesori dețin gradul didactic 1, 49 din ei sunt cu gradul didactic 2, în rest tineri specialiști. Deși sunt nemulțumiți de majorările la salariu, dascălii spun că au așteptat și ei noul an de studii. Lumea renunță, de fapt, la dăruirea și la statutul de profesor numai din acest considerent. Este o problemă și cred că cei din guvern ar trebui să se gândească și la profesori. Și absolvenții liceului au venit să-și revadă profesorii înainte de a pleca la studii în străinătate. Mădălina Revenco spune că a fost înmatriculată la o universitate din Germania, unde va studia medicina. Domeniul în care vreau să activez eu nu este unul care este cunoscut la noi în țară, de asta am hotărât să plec peste hotare, iar dacă apare ocazia unui eventual serviciu, eu aș reveni înapoi cu cea mai mare plăcere. În acest an, la Liceul Teoretic Principesa Natalia Dadiani vor învăța 1341 de elevi, dintre care 125 în clasa 1.